Măsurile restrictive ce vizează pe cetățenii în vârstă în vremea pandemiei de coronavirus înseamnă pe undeva, untru totul desigur, cu unele interdicții la care au fost supuși evreii români în perioada celui de-al doilea război mondial. În romanul meu, Viața și întoarcerea unui Hale, personajul principal, Hale Rege, povestește și despre asta. Înainte să vă citesc acele pasaje, trebuie să vă spun că străbunicul meu Rege, născut într-o familie evreiască, s-a botezat catolic încă din tinerețe, în anii 20, dar legile antisemite n-au ținut cont de alegerea lui, astfel că în ochii autorităților a fost văzut ca evreu și tratat ca atare. Să-l ascultăm, deci. Din 19 noiembrie 1941, la decizia conducerii orășenești a Timișoarei, evreii și-au mai putut face cumpărăturile numai între orele 10 și 11.30, respectiv 18 și 20. Vă gândiți că era ușor să încalci hotărârea câtă vreme nu purtai în piept steaua lui David. Însă, pe lângă controlul oficial, existau încă două filtre, iar cartierul Iosefin era ca un sat. În prima fază, trebuia să te confrunți cu polițiștii. Propriți în drum, agenții verificau actele, dar mai ales se delectau cercetându-ți chipul și reacțiile. Soția a vrut să preia sarcina asta, dar se intimida repede, semn suficient de vinovăție, și a fost trimisă la plimbare înainte să ajungă la celelalte două bariere, neoficiale. Pe de o parte, pe lângă polițiști, se învârteau tineri purtând banderola cu svastică, gata ca într-un joc concurs să identifice și să semnaleze orice cunoscut evreu, iar pe de alta, chiar vecini, ce nimereau după tine la coadă, te puteau raporta și astfel mai avansau un loc. Singura care a reușit să treacă cele trei probe a fost fiica mea, ce a început să facă piața după ce am plecat de acasă, dar, până atunci, m-am ocupat eu. La început, când s-a dat ordinul de la primărie, am încercat să fac pe niznaiul și am înaintat zâmbind spre gardieni. Stați așa, domnul meu, să vedem un carnet de identitate, m-a oprit unul. I l-am prezentat, a deschis cartonul portocaliu prevăzut cu o poză și a izbucnit în râs. Da, într-adevăr, arătam destul de ridicol în fotografia aceea din februarie 1937. Purtam un palton din stofă groasă, cu revere largi, ce-mi făcea umerii uriași, iar prin comparație, gâtul, înfășurat într-un fular alb, părea ca de găină, la fel și capul, cu fruntea înaltă și, și părul pieptănat cu cărare pe stânga, care se umfla în mijloc ca o creastă. Până și ochelarii, cu ramă rotundă, contribuiau cumva la impresia de galinacee. M-a pufnit și pe mine râsul, dar polițistul s-a oprit brusc, m-a privit în ochi și m-a luat la pertu. Va să zică, ești jidan. Pentru moment m-am crispat. Cum așa, domnule sergent? Am un chip la fel de arian ca al dumneavoastră. Ce? Lasă tu mecla! Bine, dar sunt creștin catolic. Lasă și biserica ta, că nu stau eu la fundul fiecăruia să văd cui se închină. Zi-mi numai de ce toți din cartierul ăsta cu numele Hales jidani, numai tu nu. În spate se formase deja un șir de cetățeni nerăbdători să treacă prin filtru. Le simțeam presiunea în ceafă, iar în față era acest gardian care aștepta răspunsul meu. Am să revin, i-am spus. Mi-am recuperat actul de identitate și m-am dus să mă plimb prin jurul pieței până la ora 10, când am putut intra neîntrebat. Mi-am umplut atunci geanta cu ce mai rămăsese pe tarabele țăranilor, de unde chiar nu mai aveai ce alege. Iar apropo de declarațiile pe proprie răspundere de azi, să vedem dacă putem găsi vreo asemănare cu următoarea poveste. În aceeași perioadă au fost românizate firmele evreiești, iar vitrinele au început să afișeze evreii nu sunt doriți aici. Când citeam asta și mesajul apărea cam pe toate vitrinele, duceam mâna la inimă să verific că livretul militar e în buzunarul interior al pardesiului. Statul m-a obligat prin lege să port mereu cu mine acel act pe care în iulie 1941 mi-a pus ștampila roșie evreu. Doar așa mi se mai permitea să mă plimb pe străzi. Ca să ies din oraș, chiar și până în primul sat, trebuia să cer de la o poliție o autorizație de călătorie. Mai ușor ajungeam însă ministrul de interne,
decât să obțin acea hârtie. În Timișoara puteam intra la medicii cu steaua lui David pe ușă, că numai acolo mai aveam dreptul să mă tratez. Asta mi-a amintit de vienezul pe care l-a apucat Pișarea în centrul fostei capitale a Imperiului. N-a vrut să se ușureze așa, în văzul lumii, iar localurile îi interziceau accesul. Într-un final, a nimerit adresa unui medic urolog și a intrat iute. Ce problemă aveți?" l-a întrebat doctorul. Cu urinatul. Luați un pahar și încercați să vedem." Evreul l-a umplut imediat, apoi a mai cerut unul și încă unul și încă unul. Domnul meu, dar nu văd problema, urinați foarte bine." Da, când mi se dă voie." Întâmplarea s-a petrecut după ce Austria a fost alipită Reichului în 1938, ceea ce ne-a dat celor din Timișoara 2 ani răgați să râdem, fără să concepem că e posibil așa ceva. La fel cum ne-am întrebat cu cine au făcut naziștii istoria, când pe monumentul ridicat de ei în cinstea victoriei contra turcilor din 1683, pe steagul învinșilor au pus steaua lui David. Nu zic cum ne-am străbat neîncrezători la vestea că evreii vienezi au fost siliți să curețe străzile cu periuța de dinți. Apoi am citit în ziar că evreii sunt evacuați din Viena după ce își lasă casa în grija unui vecin. Suna liniștitor și aș fi înghițit-o, de n-ar fi trebuit să predau radioul, un Philips frumos negru. L-am dus la poliție, unde au atașat o etichetă cu numele meu și adresa, ca și cum ar fi avut de gând să mi-l restituie cândva. Însă, am aflat că cele peste 2000 de aparate strânse de la evreii timișoreni au fost cumpărate de o firmă care le-a dezasamblat și vândut ca piese de schimb, iar etichetele au sfârșit în foc sau la gunoi.